Doha pentru Bogdan Stancu. Bogdan Stancu levită pe Zibar. Bogdan Stancu și aproape de gol. Este 1-0 pentru Steaua. Gol Bogdan Stancu. Gol Steaua. Bogdan Stancu. Apărătorii vasluieni, în ciuda unei pase nu tocmai potrivite primite de la Toha, a săltat această minge. Zubar a încercat acolo să evite golul, însă nu a reușit. Zubar, cel care împinge mingea în poartă, însă cred că poate fi creditat Bogdan Stancu cu acest gol. Mingea oricum ar fi intrat. Gheorghiu, iese Zapata și să vedem ce dictează Ișvan Kovac, penalti pentru FC Vaslui. Mult însă a procedat bine Ișvan Kovac și atunci când s-a hotărât să dea penalti. Faultul indiscutabil al lui Zapata asupra lui Adrian Gheorghiu. Marius Lăcătuș cere cartonaș pentru Jean Vaiga la Burdujean, față-față cu Zapata. Gol! Lucian Burdujean! Gol! FC Vaslui! 1-1, minutul 68. În aminte, un gest adresat fundașilor central care l-au scăpat pe Adrian Gheorghiu la chiar prima fază în care a fost implicat ultimul jucător introdus pe teren de Marius Lăcătuș, jucătorul înlocuit. O minge șutată acum și este gol pentru FC Vaslui. Gol pentru echipa lui Marius Lăcătuș în minutul 82. Se ține cu mâinile de cap, iese de la Steaua și Artiom Garamian în locul său va intra Surdu. Noi am revăzut faza din care Paul Pap a marcat al doilea său gol în acest sezon în Liga 1. Fundașul venit de la Farul Constanța din Liga 2 marchează împotriva a doi dintre granzii ligii.